O sarcină care îi se cuvine a fi realizată de către Republica Moldova pentru a fi primit în familia Uniunii Europene este ca să formeze un stat de drept. Credeți că o să reușească pe bune ca reforma să fie corectă, adică reforma în justiție? Yes, I'm sure that the reform is for real because I have been here for 2.5 years and even when the country was undergoing very deep crises, the energy crisis, the refugee crisis, everything that's related to Russia's aggression against Ukraine, we saw that the reform of justice was continuing step by step. Eu sunt sigur că reforma se va implementa pe bune, deoarece în decursul celor 2 ani și jumătate de când sunt în Republica Moldova, am văzut situații când țara trecea prin crize profunde, cum a fost criza energiei, criza refugiaților din cauza agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Și pot să vă spun că în pofida acelei situații complicate, reforma mergea mai lent, dar pas cu pas și mergea înainte. We already now see the first results. The pre-vetting process, which was the very first step for helping to clean up the judiciary, is almost over. The vetting process of the judiciary and of the prosecution is starting. So I think we are on good track. Of course, people would like to see faster changes, but this is something that we have always been reminding also of the Moldovan institutions, that quality is more important than the speed, because you have just one chance to do it right, and it is important that this reform is done right. Și acum vedem deja primele rezultate celor pași de reformare. Procesul de pre-vetting practic este pe sfârșit, acel prim pas pentru a curăța sistemul judecătorească. Acum urmează deja să fie implementată, a început deja implementarea procesului de vetting propriu zis, adică verificarea judecătorilor și a procurorilor. Adică aici lucrurile chiar merg bine înainte. Evident că oamenii vor să vadă schimbările astea mult mai rapid, dar noi întotdeauna amintim inclusiv instituțiilor din Republica Moldova. Aveți o șansă să faceți lucrurile și e nevoie să le faceți bine din start, de aceea contează calitatea și nu viteza acestora. And that's what we have already seen so far, because I remember how frustrated some of the Moldovan officials were that the pre-vetting process was not going faster than it was, but they are also recognizing now that it has done a good job in doing what it was doing. Și, într-adevăr, au fost mai mulți funcționari, mai multe oficialități care au spus că păi, procesul de pre-vetting durează prea mult, însă abia acum ei conștientizează că totuși s-a întâmplat bine cum s-a întâmplat, fiindcă rezultatele bucură. Da, vă mulțumim mult. Totuși, în Republica Moldova se vorbește foarte mult despre democrație. Cum credeți că ar trebui, poate cu pași mai rapid, să ne reușească ca libertățile omului să aibă o importanță cu mult mai mare? I think this is a gradual process because on the one hand you already have a functioning democracy and that's recognized also by the European Commission because it has stated that Moldova fulfills the Copenhagen criteria, which is a very important recognition because that is one of the elements that shows that Moldova is a democracy. However, this is not something that where you would have an end date, that now you have really built the democracy. Because democracy is developing every day, and I think the EU accession process is very useful in that regard. Vreau să zic că este un proces treptat. El se desfășoară treptat, într-adevăr, în Moldova deja există o democrație funcțională, acest lucru a fost confirmat și de Comisia Europeană, care a spus că Republica Moldova se conformează criteriilor de la Copenhaga, ceea ce demonstrează, deci este o recunoaștere foarte importantă a celor elemente care indică că Republica Moldova, de fapt, este o democrație funcțională. În același timp, nu pot spune că odată ce ai realizat democrația, până acolo a fost și nu mai e nevoie de a face nimic mai departe. Nu este așa, pentru că democrația nu are un termen limită. Da? În fiecare zi este nevoie de a face ceva pentru a susține această democrație. So what the EU accession process can help is that now the country will be measured across the board. So
there will be the screening process where Moldovan officials will look at how does Moldova look in comparison with the EU member states, and also the EU officials will be looking not only in some select areas but across all the spheres of life how much the laws and the practice of the Republic of Moldova match those of the European Union member states. Why this is important? Because this is in preparation for Republic of Moldova to become a fully fledged EU member state with all the rights and obligations, which means that you will be reaching the same standards, also including on democracy, as EU member states have. În sensul acesta, procesul de aderare la Uniunea Europeană este foarte util, ajută foarte mult. Și prin ce? Pentru că din momentul când Republica Moldova și-a pus scopul să adere la Uniunea Europeană, aceasta va fi cumva scanată, va fi verificată din nu doar pe anumite sectoare înguste, dar cuprinzătoare, deci toate sectoarele de dezvoltare ale Republicii Moldova, pentru a o compara starea ei și progresele pentru a ajunge la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv funcționarii publici. Deja nu vor analiza doar unele domenii foarte înguste, ci vor analiza situația în toată țara, pe toate sectoarele și domeniile, inclusiv democrația și cum se implementează legile, deci ce legi există și cum ele se implementează în practică în Republica Moldova, comparativ cu standardele din Uniunea Europeană. Aici este foarte important lucrul ăsta în pregătirea Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană în calitate de membru cu drepturi depline, drepturi și obligațiuni depline. Și anume aici va fi evaluată și realizarea de către Republica Moldova standardelor în domeniul democrației la nivelul Uniunii Europene și a statelor membre. Da, noi am punctat astăzi doar ceea ce ține despre un stat de drept și despre democrație, dar totuși pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană sunt și alte criterii. Unde este cel mai mult de lucrat în Republica Moldova la acest capitol? Well, practically all the areas you will have to work a lot. This is not something that will be done in a short term. This is a process that will take several years. So the most ambitious goal is to join the European Union by 2030. And this is really ambitious because you don't have that many years between now and 2030. And in each of these 33 chapters of negotiations, we will be measuring every year how the country is moving forward. And for instance, this year there was already good success that in 9 of the chapters the obligation of the European Commission went up, which means that more things had been done in the past year, but it's just the initial stages right now. So to reach the level that is necessary for EU membership, you still have quite a lot of work to do. Într-adevăr, de fapt, în mai multe domenii și pe mai multe sectoare va trebui de muncit mult. Nu este un proces ușor și nu se întâmplă peste noapte. Va lua câțiva ani acest proces. Obiectivul cel ambițios este ca Moldova să adere la Uniunea Europeană în anul 2030 și este un obiectiv cu adevărat ambițios, pentru că de acum și până în 2030 nu a rămas foarte mult timp. Dar vreau să zic că referitor la cele 33 de capitole de negocieri pentru aderarea UE, anul acesta s-au realizat progrese foarte mari, pentru că în 9 din cele 33 de capitole Republica Moldova a primit un scor mai bun din partea Comisiei Europene. Ceea ce înseamnă că în acest an s-a muncit și s-au obținut rezultate. Dar să nu uităm că sunt doar etapele inițiale și va depinde foarte mult totul de eforturile depuse, progresele realizate și necesități. And just to be more concrete, what these 33 chapters are about, it's basically covering all the spheres of life. So it ranges from agriculture to fisheries to banking to foreign policy. And in all these areas, the EU is looking at how advanced the Moldovan legislation and practice is, and then making suggestions what needs to be improved.
Și ca să explic un pic mai mult ce înseamnă cele 33 de capitole, sunt niște domenii sau sectoare care acoperă toate sferele de activitate a unei țări. E vorba și despre agricultură, pescuit, sectorul bancar, sectorul politică externă și altele. Și în raport cu aceste capitole sau aceste sectoare, Uniunea Europeană va evalua cum Republica Moldova progresează în vederea atingerii unor standarde mai bune. Și cât de bine se, cât de bună este legislația și cât de bine se implementează ea în practică. Da, mulțumim. O întrebare din genul că alături de, adică țara Megieșă, în Ucraina, se întâmplă un război, distrugerile sunt masive. Uniunea Europeană ce va iniția la acest capitol pentru a, când vor demara lucrările de reconstrucție a țării în urma acestui război? Well, we are already thinking about the reconstruction of Ukraine, but right now what is important is to support Ukraine for its military victory, and that's why the European Union is also supporting the Ukrainian armed forces with equipment, but also to ensure its survival and development in the situation when it is a victim of Russian aggression. That's why very recently there has been allocation of 50 billion euros to Ukraine. How it will develop in after the war, I can't predict at this stage, but clearly the thinking is already there on our side. But where I really see that this is one more element that very likely will bring Ukraine and Moldova closer together. Noi ne gândim deja la acest lucru. La moment, lucrul cel mai important, care contează cel mai mult, este ca Ucraina să obțină victorie militară. În acest sens, Uniunea Europeană susține forțele armate ale Ucrainei și evident că este important ca noi să asigurăm cumva supraviețuirea și cumva dezvoltarea țării în această situație. De aceea, Uniunea Europeană a acordat Ucrainei 50 miliarde de euro, 50 miliarde de euro. După războiul din Ucraina și ce se va întâmpla și cum Uniunea Europeană va susține țara în reconstrucție, nu pot să zic la moment cum lucrurile astea se vor întâmpla, dar pot să zic sigur că noi deja ne gândim și la acest pas. Și acesta este unul din elementele importante la care vizează și relația dintre Uniunea Europeană, Ucraina și Republica Moldova. Because already now we see that the relations between EU and Republica Moldova and relations between EU and Ukraine are developing on similar path. You are both candidate countries. For both of you, there are decisions to start accession negotiations. And also we see how close the cooperation between Republica Moldova and Ukraine is. Just yesterday, I think it was the latest convoy, I think the 11th convoy of humanitarian assistance that has been provided by the Republic of Moldova for Ukraine, and very, very grateful for that. Also, we see the trade relations that the Moldovan exports towards Ukraine have grown dramatically over the last 2 years when Ukraine has become one of the largest export partners for Republic of Moldova. And I think that after the end of the war, there will be indeed also many opportunities to cooperate between the two countries, including using the things that are being developed now, like for instance solidarity lanes that are meant to help support getting the Ukrainian grains out of Ukraine towards the export market. But it also means that the infrastructure in Republic of Moldova gets improved with the EU funding. Și acest lucru va afecta evident relațiile dintre Uniunea Europeană și Ucraina, dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, dar este foarte important că ambele țări, și Republica Moldova și Ucraina, merg în raport cu Uniunea Europeană, merg cam în același pas, pentru că ambele țări au primit statut de țări candidat după ce s-au deschis discuțiile de aderare sau negocierile de aderare. Și în acest context este foarte important relația dintre Ucraina și Republica Moldova, în sensul în care pe parcursul acestor 2 ani s-a observat o intensificare a cooperării la nivel bilateral între aceste două țări.
Zilele trecute a fost cel mai ultim convoi de asistență umanitară acordat Ucrainei, care a trecut prin Republica Moldova, și pe noi ne bucură lucrul ăsta foarte mult, că acest lucru este posibil de făcut. De asemenea, relațiile de schimburi comerciale între cele două țări s-au intensificat de la începutul războiului. Republica Moldova a devenit o țară importantă pentru exporturile din Ucraina. Deci Ucraina a devenit o țară în care Republica Moldova poate să exporte acum mai mult ca înainte. Și după război, eu sunt sigur că vor exista și alte oportunități de cooperare, având în vedere că au fost constituite deja astfel de lucruri, cum au fost căile sau coridoarele de solidaritate, și ca să permită cerealelor din Ucraina să fie exportate către piețele lor de export. Totodată și infrastructura Republicii Moldova se îmbunătățește, având în vedere situația cu necesitățile explicate mai devreme. And with your support. With your support. Cu sprijinul Uniunii Europene. Da, vă mulțumim mult și să revenim la problema, pentru că astăzi este un eveniment important pentru orașul Șoldănești. În acest sens aș dori să întreb următoarele. Dacă ne conducem după decala că școala de astăzi este țara noastră de mâine, atunci cum privim că în ultimii 10 ani în raionul Șoldănești au fost optimizate 9 instituții de învățământ din 9 localități rurale? Credeți că această optimizare a instituțiilor de învățământ este o soluție? Well, I think some of the things are simply unavoidable. And this is the reality that the world is changing and the Republic of Moldova is changing, and that one needs to adapt it and to keep the best interests of the children in mind. And what I have seen also from the experience of my own country, Latvia, is that we also had these very small country schools where one teacher was teaching many subjects. And of course, there were the combined classes, so that not even the students would be working together in one grade, but there would be several grades working together. And of course, this doesn't help the quality of teaching. And that's why I think it is better to pool the resources of schools. I'm looking forward to seeing the newly insulated school with the EU funds that we have managed to develop over the past years. And what we have seen in other projects like this, that these better quality schools are attracting more students. So even without some additional measures being taken by the authorities, the parents know what is where the quality of teaching is better. And I'm sure that this will be also a situation here, that there will be more interest in attending this renovated school, where there is more students, more teachers, and better quality of teaching. What is important is to ensure that those children that are living in different villages have adequate possibilities to come here. So that's about how the transport infrastructure is developed, whether there are adequate means to get for the children from their homes to a good school. But I think the good school is the primary purpose that we should be aiming for, and whether that is part of optimization or not, then is then subject to that criterion, whether that is good for the children. Sunt lucruri care sunt de neevitat, imposibil de evitat. Se schimbă lumea, lucrurile se schimbă și cel mai important lucru pe care noi trebuie să-l facem este să ne adaptăm la interesul superior al copilului. Ceea ce înseamnă că și noi în Letonia am avut experiență când în zonele rurale, localități rurale, existau școli mici unde elevii de diferite vârste erau combinați într-o clasă, iar un singur profesor preda diferite materii. Adică calitatea predării nu era la cel mai bun nivel. Iată de ce este important să consolidăm resursele și să asigurăm o școală în care să fie cel mai important asigurat pentru copil, ca copiii să poată să vină să învețe, iar calitatea predării să fie înaltă. Ce zic eu acest lucru? De ce spun lucrul ăsta? Pentru că, având în vedere școala care a fost
asigurate măsuri de eficiență energetică prin izolarea clădirii cu ajutorul fondurilor din partea Uniunii Europene și toate aceste eforturi au asigurat o calitate mai bună a școlii. Ceea ce înseamnă că în astfel de școli vor vrea să vină mai mulți elevi să învețe, mai mulți profesori să predea și chiar dacă autoritățile nu vor depune eforturi, multe eforturi suplimentare de a atrage copiii noi în școală, părinții vor dori să-și ducă copiii la o școală mai bună, unde sunt și condiții mai bune, este mai interesant, este mai calitativ procesul de predare. Și totodată nivelul de predare va fi unul foarte bun. Cel mai important este ca copiilor să li se ofere posibilități de a fi aduși sau de a veni la o școală mai bună. Ceea ce înseamnă că trebuie să existe mijloace de transport sau cumva niște aranjamente care să asigure prezența copilului din localitatea rurală într-o școală mai bună. Deja dacă acest proces, deci obiectivul nostru final este o școală bună, cu calitatea înaltă de predare pentru elevi. Deja dacă acest proces decurge în cadrul optimizării școlilor, deja asta este un, cum ziceam eu, un lucru care nu poate fi evitat mai devreme. Eu vă mulțumesc foarte mult. Sper că pașii Republicii Moldova care merg spre integrare europeană să fie rapizi și foarte fix și în direcția în care s-a pornit trecut. Mulțumesc frumos! Da, cum are, mai mulțumesc! Să vă mulțumesc! Moldova text. Ok.